În data de 8 martie, în jurul orei 13 și 20 de minute, polițiștii din cadrul secției numărul 8 Poliție Rurală Tămădău Mare au fost sesizați prin 112 de către un bărbat în vârstă de 33 de ani din comuna Sărulești, județul Călăraș, cu privire la faptul că este un scandal în desfășurare în care sunt implicate mai multe persoane. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că în jurul orei 13, 5 bărbați au pătruns fără drept în curtea locuinței unui tânăr de 18 ani din comuna Sărulești, lovindu-l cu un fier în zona capului, și au aruncat de pe stradă cu pietre în direcția locuinței unui bărbat în vârstă de 64 de ani, distrugând mai multe geamuri și tulburând totodată ordinea și liniștea publică. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, violare de domiciliu și distrugere. În urma probatorului administrat în data de 9 martie, cei 5 bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind aduși în centrul de reținere și arestare preventivă Călăraș, urmând a fi sesizat parchetul în vederea luării unor măsuri preventive. La un eveniment similar au intervenit polițiștii din cadrul secției numărul 7 Poliție Rurală Dormărunt, care cercetează un bărbat reținut pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. În data de 7 martie, polițiștii au fost sesizați prin 112 de către un bărbat în vârstă de 34 de ani din satul Dâlga, județul Călăraș, cu privire la faptul că a fost agresat fizic de o persoană cunoscută. Pe fondul unui conflict spontan, acesta a fost lovit cu pumnul în față de către un bărbat în vârstă de 40 de ani. Ca urmare a probatoriului administrat, în data de 9 martie, a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de bărbatul în vârstă de 40 de ani.